Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. 478 de cazuri noi, iar alți 10 moldoveni au decedat de coronavirus în ultimele 24 de ore. Primăria municipiului Bălți a intrat în carantină după ce mai mulți angajați de acolo au fost testați pozitiv. Numărul tot mai mare de noi cazuri de coronavirus nu înseamnă cel de-al doilea val de infecție, cum declara premierul Ion Chicu, spun specialiștii. Fostul ministru al sănătății Mihai Magdei este de părere că situația s-ar putea îmbunătăți în cazul în care va fi schimbată conducerea Ministerului Sănătății. O nouă alertă cu bombă în Chișinău, a cincea de la începutul lunii iunie, activitatea cărei instituție a fost dată peste cap, aflați în jurnal. Implementarea proiectelor sociale continuă la Orhei. În cadrul programului Capitalul Matern, autoritățile municipiului au oferit altor 40 de familii indemnizații la nașterea copiilor. Coaliția PD-PSRM a rămas fără majoritate parlamentară. Se întâmplă după ce încă un deputat a părăsit fracțiunea Partidului Democrat și s-a alăturat grupului Pro-Moldova, anunță reprezentanții acestuia printr-un comunicat de presă. Este vorba despre Efrosinia Grețu, aleasă în circumscripția uninominală 41 din Leova. Deputatul a depus o cerere pe numele speakerului Zinaida Greceanei. Astfel, coaliția majoritară își încetează existența și apare posibilitatea numirii unui nou guvern. Contactați de postul nostru de televiziune, nici președintele PDM Pavel Filip și nici președintele de onoare a formațiunii Dumitru Diacov nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne oferi un comentariu. Pentru un portal media, Filip a spus însă că îl miră naivitatea unor politicieni care sunt gata astăzi să dea jos prima piesă de domino fără să știe care este ultima piesă din acest șir și cu ce se încheie acest joc. Citat încheiat. Precizăm că anterior 17 deputați au părăsit Partidul Democrat invocând incapacitatea conducerii partidului de a îndeplini promisiunile electorale. Menționăm că în urma acestei plecări alianța PDM-PSRM numără 50 de mandate de deputat, iar opoziția deține 51. Record sumbru pentru țara noastră, alte 478 de cazuri noi de infectare cu virusul COVID-19 au fost înregistrate astăzi, astfel numărul celor afectați se apropie de 13.000. Totodată, în ultimele 24 de ore, 10 persoane au pierdut lupta cu virusul periculos. Datele noi au fost prezentate de reprezentanții Ministerului Sănătății în cadrul unui briefing pentru presă. Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 crește de la o zi la alta, după ce astăzi au fost înregistrate alte 478 de infectări. Numărul cazurilor a ajuns să constituie 12.732. Astăzi au fost efectuate 1.943 de teste. Cele mai multe din cazurile noi sunt înregistrate la Chișinău, 149 de cazuri, și Bălți, 81 de cazuri. Crește îngrijorător numărul de decese provocate de acest virus. În ultimele 24 de ore, 10 persoane au pierdut lupta cu virusul periculos. Totodată, peste 400 de pacienți sunt în stare gravă, iar alți 23 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. Crește alarmant și numărul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus. Alte 37 de cazuri de infecție au fost înregistrate doar în ultimele 24 de ore. Totodată, se atestă un nou focar de infecție la substația de asistență medicală urgentă de la Drochia. 8 lucrători medicali de la urgența din Drochia au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Un medic este internat în stare gravă la secția de reanimare a Spitalului Clinic Republican. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunțat astăzi la ședința de guvern că alte două instituții medicale vor fi activate pentru a face față epidemiei de coronavirus. Este vorba despre Institutul de Ftiziopneumologie și Clinica numărul 1
1 a Spitalului Ministerului Sănătății, iar centrul de triaj de la Moldexpo, unde sunt transportați suspecții la COVID-19, va fi extins. Șefa de la Sănătate a mai dat asigurări că sunt locuri disponibile în cadrul secțiilor de terapie intensivă. Dumbrăveanu a mai anunțat că rezerva de teste de care dispune sistemul de medicină mai ajunge pentru o lună și jumătate, iar autoritățile au decis să mai achiziționeze încă 100.000 de teste noi. Primăria municipiului Bălți intră în carantină. Decizia a fost luată de Comisia Municipală Extraordinară de Sănătate Publică după ce 37 de angajați ai instituției au fost testați pozitiv la noul coronavirus, printre care și un viceprimar. Totodată și autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului au anunțat că regiunea transnistreană rămâne izolată până în toamnă. Potrivit unui comunicat postat pe pagina oficială a primăriei Bălți, funcționarii primăriei vor sta în carantină până în data de 1 iulie. Toate persoanele care au intrat în contact cu cei infectați, cu excepția lucrătorilor care au un test negativ la coronavirus, se vor autoizola la domiciliu. Iar conducerea primăriei urmează să întocmească un plan de măsuri pentru eliminarea focarului de infecție, care va fi convenit cu Centrul de Sănătate Publică Bălți. Contactat de postul nostru de televiziune, primarul municipiului Bălți, Renato Usat, i-a declarat că este într-o ședință și nu poate vorbi. Anterior însă, pe o rețea de socializare, el a declarat că testarea masivă a angajaților primăriei a început de marți, 16 iunie, după ce viceprimarul Ghenadi Șmulski și 3 angajați au anunțat că sunt infectați. Testarea în masă a celor aproximativ 250 de angajați va continua în zilele următoare. Precizăm că recent și câțiva preoți din Bălți s-au infectat cu noul virus. S-a întâmplat după ce fețele bisericești ar fi participat la aceeași slujbă la care a fost prezent episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, diagnosticat acum câteva zile cu virusul COVID-19. Municipiul Bălți se află pe locul 2 la capitolul infectării după capitală, cu 841 de îmbolnăviri și 32 de decese. Situația este alarmantă și în stânga Nistrului, deși starea de urgență a fost ridicată de marți 16 iunie, regiunea transnistreană rămâne izolată. Autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au decis să continue carantina, iar granițele vor rămâne închise până în data de 30 septembrie. Totodată, locuitorii din stânga Nistrului, unde au fost confirmate până acum 1100 de cazuri, vor putea părăsi regiunea doar după stabilizarea situației. Autoritățile au avertizat populația că restricțiile vor fi înăsprite dacă situația se va agrava. Precizăm că până acum în Moldova au fost înregistrate peste 12.250 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 1.988 au fost confirmate în rândul angajaților din sistemul de sănătate. Potrivit unei statistici realizate de cotidianul.md, Moldova a depășit România la numărul de cazuri active de COVID-19 pentru prima dată de la declanșarea pandemiei. Marți, Moldova a înregistrat alte 375 de infectări și a ajuns la un total de 4.930 de cazuri active. Pe de altă parte, România a înregistrat 250 de cazuri noi, ajungând la un total de 4.907 cazuri active. Precizăm că peste Prut au fost raportate până acum 22.415 îmbolnăviri. Asta în condițiile în care Republica Moldova are o populație estimată la 3,5 milioane de locuitori, iar România 19,5 milioane. Cel puțin 2 angajați ai Ministerului Finanțelor au fost testați pozitiv la COVID-19, iar numărul celor afectați de virusul periculos ar putea fi mai mare. Despre asta a anunțat deputatul PAS Dumitru Alaiba, care se arată îngrijorat că autoritățile nu au întreprins nimic pentru testarea întregului personal. Contactați de postul nostru de televiziune, reprezentanții Ministerului nu au răspuns la telefon pentru a confirma sau infirma aceste informații. Potrivit unei postări plasate pe pagina de Facebook a deputatului PAS Dumitru Alaiba, printre angajații Ministerului Finanțelor ar mai fi mulți funcționari infectați cu virusul COVID-19. Deputatul face trimitere la informațiile oferite de către un angajat al Ministerului. Potrivit lui, autoritățile nu au întreprins măsuri de testare a personalului, ceea ce generează o stare de frică și stres în rândul angajaților. Funcționarul Ministerului Finanțelor susține că unii
unii au fost trimiși acasă, alții activează în continuare. Totuși, acesta speră că prin această declarație să se pună presiune pe autorități cu scopul de a efectua testarea angajaților ministerului. Astfel, Alaiba constată că nicio guvernare nu a fost atât de indiferentă față de funcționarii publici. Bai scot la muncă, bai trimit acasă, iar când vine nevoia, unica soluție este purtați mască conform hotărârii 11 din 15 mai. Mai sunt funcționari care vor vota pentru acești impostori? Se întreabă Alaiba. Contactat de postul nostru de televiziune, consilierul premierului pe comunicare, Vitalie Dragancen, a spus că nu cunoaște dacă la acest moment printre angajații ministerului ar fi infectați cu virusul periculos. Acesta însă i-a solicitat deputatului PAS Dumitru Alaiba să îndemne oamenii zi de zi să respecte măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Domnul Alaiba ar face mai bine dacă ar ajuta autoritățile, dar nu ar aduce confuzii publice prin zgomotul irațional și lipsit de bun simț. Între timp, premierul Ion Chicu a scris pe Facebook cu trimitere la statisticile internaționale că marți s-au infectat peste 142.000 de persoane. Astfel, prim-ministrul susține că sunt niște realități sumbre și se întreabă dacă vom fi capabili să ne adaptăm la ele. Primarul capitalei Ion Ceban trebuie amendat pentru deciziile de azi așa și mâine altfel. Asta sugerează fostul primar interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, care l-a criticat pe actualul edil pentru că se laudă că locuitorii capitalei au achitat amenzi pentru nerespectarea măsurilor de protecție. De asemenea, acesta se întreabă cine îl va amenda pe Ion Ceban și Igor Dodon pentru lipsă de coerență și responsabilitate. În postarea sa publicată pe rețelele de socializare, Ruslan Codreanu critică pe Ion Ceban pentru amenziile în valoare de 28 de milioane de lei aplicate oamenilor din municipiul Chișinău, despre care edilul a spus că ar fi o metodă de responsabilizare. Astfel, fostul primar interimar sugerează că ar trebui să fie pedepsit și Ceban pentru deciziile luate care se schimbă de la o zi la alta. Dar pentru azi deschidem havuzurile, mâine le închidem. Dar pentru azi transportul merge într-un fel, a doua zi altfel. Pentru cimitirele deschise, pentru piețele deschise când terenurile de joacă sunt închise. Pentru aceasta cine răspunde? Cine va plăti amenda? Se întreabă Codreanu. În mesajul său, fostul primar al capitalei s-a referit și la președintele Igor Dodon, care în opinia lui Codreanu ar fi pasibil de amendă. Dar pe șeful lui direct, căruia îi raportează zilnic, cine îl amendează că umblă prin raioane fără vreo măsură de profilaxie și de exemplu la oameni că se poate, cine îl va amenda? Dar pentru lipsa totală de comunicare cu oamenii, cine răspunde? Continuă Codreanu lista întrebărilor retorice. De asemenea, Codreanu mai susține că Ion Ceban și Igor Dodon nu sunt în stare să rectifice bugetul și nu se gândesc la repornirea business-ului, dar la felul cum să aducă banii în buget prin amenzi pentru reguli ambigue și neclare. Am încercat să obținem o reacție din partea primăriei Chișinău, însă consilierul pe comunicare al primarului, Natalia Ixar, ne-a spus că nu comentează astfel de declarații, iar purtătorul de cuvânt al președinției, Carmen Stârpu, nu a venit cu niciun răspuns la solicitările noastre. Situația tot mai alarmantă care se atestă în ultimele zile în țară nu este nici pe departe cel de-al doilea val de infecție cu virusul COVID-19 și nu are nicio legătură cu tendința înregistrată la nivel mondial, așa cum anunța recent premierul Ion Chicu. De această părere este fostul ministru al sănătății Mihai Magdei, care a declarat pentru postul nostru de televiziune că de fapt asistăm la o agravare a situației. Mai mult, specialistul este de părere că situația s-ar putea îmbunătăți dacă va fi schimbată conducerea Ministerului Sănătății. Fostul ministru al sănătății Mihai Magdei a explicat pentru postul nostru de televiziune că am putea vorbi despre al doilea val al pandemiei doar în cazul în care am fi înregistrat o scădere a contaminărilor cu virusul COVID-19, iar mai apoi o creștere masivă. Se înregistra în Republica asta așa treilea, așa patrulea val. Însă nu-i al doilea val, este prelungirea valului întâi,
însă cu o intensificare mult a procesului epidemic mult mai majoră. Specialistul s-a referit și la postarea publicată pe rețelele de socializare de prim-ministrul Ion Chicu, în care a scris că situația din țară este complicată din motiv că și alte țări înregistrează recorduri de infectări. Dați noi să ne gândim mai întâi la țara noastră, de ce aici s-a produs acest eveniment atât de prost. Asta e una. Și pe urmă să avem grijă de ceilalți. Ceilalți înregistrează câte 5, 10, 15 cazuri. Noi înregistrăm 400, 300 și ceva și mai departe. Și a venit timpul ca noi să examinăm calitatea investigărilor de laborator. Astăzi, ca să reanimăm toată situația asta, ne trebuiește lume și ajutor din străinătate. Mai mult, specialistul este de părere că situația critică în care ne-am pomenit astăzi este un rezultat al faptului că autoritățile nu au luat măsuri rapide și eficiente în momentul în care virusul a pătruns în țara noastră. Guvernul, guvernanței, a pus pe spatele și pe umerii lucrătorii medicali această mare epidemie și pandemie. La prima etapă, lucrătorii medicali n-au fost asigurați cu haine, cu îmbrăcăminte de protecție și iată, aceasta a adus la înregistrarea la sfârșitul lunii aprilie, la începutul lunii aprilie, așa, la înregistrarea unor erupții intraspitalicești. Mihai Magdei a mai precizat că numărul cazurilor de infectări ar putea scădea dacă populația țării ar fi testată masiv la COVID-19. Totodată, specialistul afirmă că responsabilii din medicină trebuie să fie mai implicați în colaborarea cu medicii, dar și cu oamenii din întreaga țară. De asemenea, Mihai Magdei a criticat dur autoritățile pentru faptul că în procesul decizional nu au fost implicați în suficientă măsură medici și epidemiologi, dar și pentru faptul că nu au fost luate măsurile necesare pentru a-i proteja pe angajații din sistem și pentru a dota spitalele cu cele necesare. Iar pentru îmbunătățirea situației pe teritoriul țării, acesta este convins că trebuie schimbată echipa Ministerului Sănătății, inclusiv conducerea. În fruntea Ministerului trebuie să fie un specialist, trebuie să fie asociat cei care au atribuții și au o experiență oarecare de a lichida infecțiile în Republica Moldova. Contactat de postul nostru de televiziune, consilierul pe comunicare al premierului a refuzat să comenteze afirmațiile fostului ministru al sănătății, însă a venit cu un îndemn. Domnul Magdei, fiind specialist, ar face un serviciu mult mai mare dacă ar încuraja oamenii și ar îndemna permanent să respecte distanțarea socială, să respecte igiena personală și să îmbrace și să poarte corect măștile în locurile publice. Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Cristina Stratulat, nu ne-a răspuns la telefon. 50 de militari ai Armatei Naționale au ieșit din nou în stradă. Aceștia patrulează zonele aglomerate, parcurile și terenurile de agrement din capitală pentru a verifica dacă oamenii respectă măsurile de prevenire a infectării cu virusul periculos. Totodată ei sunt implicați în procesul de monitorizare a situației în stații și unitățile de transport public. În context, ministrul apărării Alexandru Pânzar i-a îndemnat pe cetățeni să aibă răbdare și să manifeste respect față de militari în această perioadă deloc ușoară pentru toți. Amintim că după declararea stării de urgență, de asemenea, soldații au patrulat străzile și locurile publice din țară alături de polițiști și carabinieri. O nouă alertă cu bombă în capitală. Tot personalul judecătoriei Chișinău, sediul centru, a fost evacuat astăzi la orele amiezii după ce o persoană a sunat la serviciul 112 și a anunțat despre faptul că în incinta judecătoriei Chișinău se află o geantă în care ar fi un obiect explozibil. Zona a fost imediat izolată, iar la fața locului a intervenit poliția și geniștii de la Bomtech. În urma verificărilor, specialiștii nu au depistat obiecte suspecte sau explozibile. Pe cazul dat a fost inițiat un proces penal, iar ofițerii de investigație întreprind toate măsurile în stabilirea și identificarea persoanei. Amintim că de la începutul lunii iunie, în municipiul Chișinău, au fost
4 alerte cu bombă. Lângă Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în apropierea Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, dar și pe teritoriul și în adiacentul clădirii Ministerului Afacerilor Interne. În urma cercetărilor, specialiștii au stabilit că toate alertele au fost false și nu s-a depistat niciun obiect explozibil. Autoritățile din municipiul Orhei continuă să aloce suport material familiilor cu noi născuți. De această dată, 40 de familii tinere și-au ridicat premiul pentru noul locuitor al orașului. Suportul financiar este oferit la inițiativa președintelui partidului Șor, Ilan Șor, în cadrul programului Capitalul Matern, lansat încă în anul 2015, pe timpul când era primar. Pe lângă alocațiile suplimentare acordate de stat, familiile fiecărui nou născut din Orhei beneficiază de indemnizații din partea autorităților municipale. Ajutorul financiar variază între 7 și 10 mii de lei pentru primul și respectiv următorii copii. În cazul geminilor, suma indemnizației este de 14 mii de lei. Beneficiarii care au intrat în posesia indemnizațiilor spun că banii primiți compensează o parte din cheltuielile pe care le suportă și i-au mulțumit lui Ilan Șor pentru acest suport. Un ajutor foarte bun. Mulțumim foarte mult domnului Ilan Șor. Suntem foarte mulțumiți pentru această locație. Foarte binevenit. Acum, în perioada de pandemie, chiar e binevenit acest ajutor. Acum avem nevoie foarte mult de bani pentru că avem o locuință și o renovăm și, în plus, copilașul nu are încă 2 ani ușori, adică mâncare, pampersuri. Avem nevoie. E foarte greu să crești un copil mică. Îi mulțumim foarte mult domnului Șor și primării noastre care au făcut proiectul dat. Într-o intervenție live, inițiatorul acestui proiect, liderul partidului Șor, deputatul și primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor, i-a felicitat pe proaspeții părinți. Vreau să vă felicit sincer din toată inima pentru nașterea copiilor voștri, să fie fericiți și sănătoși. Important este că ei s-au născut în Orhei, trăiesc în Orhei și noi le putem oferi un viitor decent în minunatul și singurul nostru oraș real, Orhei. Știți că noi, ca și înainte și astăzi, continuăm programele noastre pentru a le asigura copiilor condiții bune și confortabile în orașul nostru. Noi continuăm programele pentru reconstrucție a grădinițelor. Anul acesta încă 2 grădinițe vor fi construite complet pentru ca micuții noștri să se simtă bine. Iar primarul municipiului Orhei a dat asigurări că proiectele frumoase implementate în Orhei vor continua pentru ca în oraș să fie create cele mai bune condiții pentru locuitori. Toate proiectele care au fost implementate pe parcursul ultimii ani din 2015 încoace continuă, atât capitalul matern, cât și ajutorul social pentru pensionari și oameni cu nevoi. Totodată, terenurile de joacă la fel se plasează prin curțile oamenilor. Asfaltarea drumurilor, deja ați văzut, strategia municipiului Orhei. Depunem toate eforturile să ridicăm calitatea vieții a orheienilor. Și vicepreședintele partidului Șor, deputatul Marina Tauber, a fost prezent la eveniment. Parlamentarul a venit cu un îndemn pentru toți politicienii ca să se gândească și ei la popor. Noi îi îndemnăm pe toate partidele politice să fie mai atenți la promisiunile care au fost date în campanie electorală și locală și parlamentară. Noi nu facem politică în raionul Orhei, dar facem tot posibilul ca toți primarii și toți locuitorii raionului Orhei să simtă, încă o dată vreau să menționez, grija noastră, anume în momentul acesta, când toată țara trăiește clipe dificile și complicate. Este foarte important ca cetățenii noștri să fie susținuți. De cealaltă parte, președintele raionului Orhei susține că autoritățile sunt gata să asigure transferul programelor inițiate de Ilan Șor și în alte unități administrative din țară. Oamenii sunt bucăția cea mai de preț pe care poate să aibă un stat, un oraș, o comună, un sat.
Și iată că, în acest sens, acest proiect vine un pic să stimuleze și să încurajeze noua generație, tineri în principiu. Doar de la începutul acestui an, circa 150 de familii au beneficiat de asemenea indemnizații, iar în ultimii 5 ani, peste 2600, autoritățile municipiului Orhei implementează mai multe programe de susținere a copiilor și familiilor, grădinițele sunt modernizate capital, iar micuții beneficiază de un sistem nou de alimentație de tip catering, bucatele sunt preparate în condiții de restaurant, de asemenea la Orhei este derulat programul locuințe sociale, pentru tinerii specialiști și angajații din sfera bugetară. Încă de la declanșarea pandemiei, îngrijorați de ziua de mâine și influențați de isteria specifică situațiilor excepționale, moldovenii și-au făcut provizii. Încă la începutul lunii aprilie, șeful statului Igor Dodon a declarat în cadrul emisiunii Președintele Răspunde că stocurile de hrișcă și orez din țară sunt limitate și prețurile pentru aceste categorii de crupe vor crește. Imediat după aceasta, de pe rafturile magazinelor și tarabele din piețe a dispărut hrișca. Deficitul se explică și prin faptul că producătorii din Federația Rusă și Ucraina au sistat exporturile inclusiv către țara noastră. Reporterii noștri au aflat când vom relua importul de hrișcă și dacă cererea de pe piața internă poate fi asigurată de producția autohtonă. În căutarea produsului deficitar, reporterii noștri au mers pe la magazine, dar și la piață, unde nu au găsit hrișcă în vânzare. Vânzătorii afirmă că au vândut ultimele pachete încă înainte de a începe pandemia. Când s-a început nebuneala asta, hrișca s-a terminat. V-am spus unde e hrișca, în Parlament. De cum s-a închis piața, eu am terminat-o și n-am avut. Și când v-ați redeschis, nu... Nu ne-a dus stăpâna. Și cumpărătorii de la piață spun că nu găsesc hrișcă nici dacă ar căuta-o cu lumânarea. Căutăm cu toții hrișcă, dar și alte produse care lipsesc. Căutare, dar pun în preț ca la carne și chiar, Doamne ferește, nu am s-o făcut, dar nu este și, dar s-a început criza. Care-s cu diabet, care le trebuie și să mănânce. Și ei nu-și poate, și ei scump, și ei n-are. Au spus că asta paie a noastră moldovenească, dar noi. Cu plăcere, lasă așa, că oamenii o caută, dar noi. La solicitările cumpărătorilor care așteaptă hrișca, vânzătorii vin cu diverse ipoteze legate de revenirea produsului în piețele din țară. Eu le spun, când se va deschide hotarele, hrișca va reveni. Hrișca, în Portugalia se vinde numai în farmacie. Le spunem că toate furile stau la hotare, nu le dau drumul. Asta eu 100% știu. Deficitul de hrișcă ar fi o problemă pentru pacienții spitalelor, din meniul cărora nu poate lipsi acest produs. Totuși, instituțiile medicale sunt aprovizionate pentru că și-au făcut rezerve din timp. Dar în ce privește rezervele de hrișcă la Spitalul Sfânta Treime, constituie 300 de kilograme pentru 2-3 luni pentru alimentația bolnavilor. Vorbim și de persoanele care, din fericire, suferă de patologie ale tractului digestiv. Hrișca este binevenită și pentru persoanele care suferă de diabet zaharată. O soluție ar fi pentru a suplini cel puțin parțial cererea de pe piață ar fi hrișca autohtonă, doar că, potrivit Ministerului Agriculturii, prea puțin fermieri din țara noastră cultivă hrișcă, iar roada din acest an va fi una modestă. În linii generale, hrișca cultivată în Republica Moldova nu se deosebește de cea cultivată la vecinii noștri. Deci, pentru acest an, sunt mai pesimiste așteptările pentru că condițiile specifice nu au fost întrunite pentru semănarea culturii date. Mulți agricultori care și-au preconizat stamina hrișcă, poate să o facă în principiu, dar condițiile din luna aprilie nu au permis lucrul ăsta, de fapt. Au fost temperaturi ridicate. Dacă ne uităm în dinamică, deci în 2017 au fost semănate 120 hectare și recoltate 108. În 2018 55 au fost semănate și 48 au fost recoltate. În 2019 30 au fost semănate și recoltate. Deci tendința este una din descreștere.
Exportatorii principali de hrișcă pentru Republica Moldova sunt Federația Rusă și Ucraina, iar în luna martie, din cauza pandemiei, comerțul extern a fost redus la minimum. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, importul de hrișcă va fi reluat în data de 30 iunie. Pericol de inundații în lunca Prutului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben și avertizează despre pericolul de inundații în urma precipitațiilor abundente care se așteaptă în perioada următoare. Potrivit meteorologilor, în continuare se prevede creșterea nivelului apei cu până la 2-3 metri în lunca râului Prut și inundarea terenurilor agricole în cazul în care digurile vor ceda. Izolat se prevede ieșirea apei în lunca râului Prut din raionele Briceni și Edineț. Avertizarea intră în vigoare astăzi, iar pentru nordul țării va fi valabilă până în data de 19 iulie. Inundații sunt așteptate și în bazinul inferior al râului Prut, unde nivelul apei în zona orașului Cantemir va crește cu 2,5-3,5 metri. În sudul țării, avertizarea va fi valabilă până în data de 3 iulie. În același timp, meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice cu grindină și vijelie, iar vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu televiziunea centrală, urmează prognoza meteo, eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere! Contenesc nici mâine, anunță meteorologii, vor fi averse cu descărcări electrice în toată țara. La Chișinău sunt prognozate 25 de grade, la Briceni 23, iar la Bălți 26. 26 de grade vor fi la Soroca, la Florești 27, iar la Leușeni 25 de grade. Maximele la Orhei, Ungheni și Dubăsari vor fi de 25 de grade. La Tiraspol sunt prognozate 26 de grade, în sud, la Comrat și Cahul, vor fi 24 de grade Celsius. Urmează prognoza pentru alte capitale, ploi cu descărcări electrice la București și 23 de grade, la Kiev și Moscova 27. Va ploua cu fenomene electrice la Londra și Paris în termometre 20 și respectiv 21 de grade, la Madrid soare din plin și 28 de grade. Precipitații vor fi la Roma și Berlin cu maxime de 25 și respectiv 27 de grade, la Atena senin și 31 de grade Celsius.